Raftorile Bibliotecii Județene Ion Minulescu sunt reîmprospătate periodic cu noi titluri de carte în funcție de cerințele cititorilor. Și anul acesta mii de volume vor intra în posesia bibliotecii pentru iubitorii de lectură. Biblioteca Județeană vine în fiecare an în întâmpinarea cititorilor ei cu noutăți. Trimestrial, numărul de achiziții este în funcție de numărul solicitărilor pe care le avem din partea cititorilor și este și în funcție de lista pe care ne oferă fiecare editură în parte. În acest moment, peste 320.000 de cărți sunt disponibile pentru împrumut la bibliotecă. Cititorii se pot bucura de o gamă largă de genuri, de la cărți tehnice de specialitate până la beletristică și multe altele. Noutățile privesc diferite domenii în toate secțiile Bibliotecii Județene. Avem secția de beletristică, unde cititorii ne cer foarte multe cărți polițiste, romane, literatură veche. Avem secția non-beletristică, unde domeniile tehnice sunt cele mai căutate, dar aici avem un număr mare de cititori pe dezvoltare personală și achiziția Bibliotecii Județene se axează pe acest domeniu. Avem secția copii, unde se achiziționează în primul rând bibliografia școlară pentru a-i ajuta pe copii să citească cât mai mult acasă. Secțiile de limbă străină, la fel pentru iubitorii de limbă străină, și avem și secția de periodice, unde se achiziționează ziarele locale și naționale. Iubitorii de lectură interesați să împrumute cărți de la bibliotecă o pot face zi de zi, având la dispoziție toate secțiile de carte, unde pot găsi unele dintre cele mai importante și căutate titluri din diferite domenii.